Polul distracției s-a mutat în acest sfârșit de săptămână la Strehaia, unde s-au derulat evenimentele organizate de primărie și Consiliul Local de zilele orașului. Artiști de renume au urcat pe scenă în cele 3 zile de distracție spre încântarea publicului spectator. Mai mult, primăria orașului nu a plătit niciun ban din bugetul local pentru realizarea evenimentului. Vreau să salutăm cu mare drag și cu mult respect pe domnul președinte al Consiliului Județean, pe domnul Adin Georgescu, pe domnul senator, domnul Mazilu, pe domnul vicepreședinte, domnul Ionică Negru și pe domnul prefect Alin Isuf, pentru că sunt alături de noi mehedințenii, nu doar acum, de fiecare dată. Bine, bine, ca la mehedinți, ca la Strehaia, hai cu danțul ca la Muncelai, la Nerdela, să jucăm ora înainte, la Nerdela. Județul Mehedinți este învăluit într-o atmosferă de sărbătoare. De această dată, polul distracției s-a mutat la Strehaia. 3 zile și 3 nopți, oamenii s-au distrat alături de artiștii favoriți și s-au înfruptat din cele mai delicioase preparate. În prima seară, programul artistic a cuprins muzică populară cu evoluții apreciate ale ansamblului Danubius al Centrului Cultural Nichita Sănescu din subordinea Consiliului Județean Mehedinți, îndrăgitul interpret Constantin Enceanu, urmați de Fuego. Suntem vecini aceia în rugătură de băț. Sunt convins că domn primar și oamenii de aici sunt fericiți că ați răspuns invitații. E mare lucru că puteți la această de sărbătoare să veniți să le transmiteți un salut. Să știți că noi venim destul de des în Strehaia. Domnul primar ne invită mereu. Venim și pe la diverse lucrări și sprijinim destule investiții pe aici și suntem alături de primar și de localitate. Oricum, sincer vorbind, Strehaia se vede de la an la an că lucrurile se mișcă bine. S-a schimbat radical. Face progrese rapide care se... Felicitări! Aplauze pentru Fuego! Ce seară minunată! A doua seară de spectacol la Strehaia a adus artiști apreciați pe scenă, unde s-au strâns mulți oameni din oraș și din localitățile din împrejurimi. Au concertat artiștii trupei 3 Sud-Est și Nicoleta Nucă. Ne bucurăm foarte tare că am venit, că suntem în viață și că am ajuns aici după 25 de ani de la înființarea trupei 3 Sud-Est. Mulțumim domnului primar pentru invitație, ne simțim bucuroși să cântăm la Strehaia. Foarte mulți tineri, foarte mulți copii și ne bucurăm că au cântat chiar piesele cu noi, și cele vechi și cele noi. La eveniment, alături de comunitatea din Strehaia, a fost și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Radin Georgescu, care a atras împreună cu primarul Ioan Giura fonduri importante pentru investițiile din zonă. Acesta a fost alături de prefectul Alin Isuf, senatorul Liviu Mazilu, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă și secretarul de stat, Bogdan Simcea. E un moment important în viața comunității din Strehaia, în condițiile în care, după câțiva ani de pauză, iată că s-au organizat zilele orașului Strehaia. Așa cum Consiliul Județean Mehedinți a fost în ultimii ani în permanență alături de locuitorii orașului Strehaia, suntem și în această seară alături de comunitate, sprijinim organizarea acestui eveniment prin intermediul Centrului Cultural Nichita Stănescu, care participă cu ansamblul profesionist Danubius în prima seară a acestui frumos eveniment organizat la Strehaia. În ultima seară au încântat publicul din Strehaia Lino Golden și Lidia Buble, iar printre artiștii de muzică populară care au însuflețit atmosfera s-au aflat îndrăgiții Sanda Argint și Ionuț Tudorescu. De mulți am tot căutată, când credeam că nu mai vii, găsiești poarta inimii. Minunată! Aș vrea să mulțumesc în primul rând organizatorilor și dumneavoastră televiziunii pentru că sunteți alături de noi încă o dată la mulți ani orașului Strehaia. Lino Golden reprezintă un exemplu pentru tânăra generație, piesele lui fiind fredonate de publicul spectator. Mitraliera, cu încă o dată, hai, dă-mi.
Cetățenii din Strehaia au simțit la fel cu îndrăgita artistă Lidia Buble. Aceasta a realizat un show de zile mari. Nu este pentru prima dată când ajunge în Strehaia, însă mereu are aceleași emoții la vederea publicului. Mi-a fost foarte dor să revin. Știu că ultima dată am fost undeva prin 2017 și a fost și mai frumos decât atunci. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și abia aștept să revin. Ce te-a mai impresionat în această seară, în afară de public, organizarea cum a fost? Foarte bună și am avut și foarte multă pază, oamenii foarte blânzi, foarte calzi și la poze, au cântat de nu mă auzeam eu la un moment dat, o să plec de aici plină de bucurie. Orașul Strehaia este la standarde europene, deoarece primarul Ioan Giura a dorit ca infrastructura rutieră și cea de sănătate să reprezinte domeniile primordiale. Totodată, primarul orașului Strehaia, Ioan Giura, și-a dorit să realizeze un eveniment de neuitat pentru cetățeni, aducând cei mai în vogă artiști. Evenimentul este unic în județul Mehedinți, cunoscut fiind faptul că bugetul local nu este implicat în cheltuieli. Sunt 3 zile de sărbătoare la Strehaia, sunt 3 zile cu spectacol în fiecare seară, serii în care au fost mii de participanți, serie cu spectacol în care au performat artiști de renume din țară, dar totodată și serii în care publicul a fost pe măsură, un public care a demonstrat la Strehaia că este extrem de civilizat, extrem de potrivit pentru spectacole de înaltă ținută. Organizarea spectacolelor este realizată într-un parteneriat cu o firmă organizatoare, astfel încât implicația bugetului local din punct de vedere financiar nu a existat în contraprestația actului artistic. Sunt 3 zile frumoase, sunt 3 zile în care Strehaia a demonstrat că poate fi o localitate civilizată, o localitate care merită astfel de evenimente și care cu siguranță vor fi repetate și în anii următori. Contrar comentariilor răutăcioase, cetățenii din Strehaia au avut un comportament exemplar în toate cele 3 zile de spectacole. Nu avem niciun incident, nici măcar minor. Mai mult decât atât, artiștii au empatizat cu publicul, au coborât în mijlocul publicului părăsind scena, ceea ce pe noi ne bucură foarte tare și este un semn bun că acești artiști vor aprecia Strehaia ca și localitate, manifestându-și intenția și dorința de a reveni într-un asemenea public. Buna colaborare dintre autoritățile locale și cele județene s-a văzut și se va vedea în continuare prin numeroasele proiecte menite să vină în sprijinul cetățenilor. Evenimentul s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii care au electrizat atmosfera.